Diana și Dani aseară au sărbătorit ziua lor de cuplu, au avut șampanie, au avut prăjituri, bineînțeles că și filmulețul aniversar cu imagini importante pentru ei din competiție, au fost și imagini de la cererea în căsătorie. Îl auzeam pe Dani spunându-i Dianei că a început săptămâna primind un inel de la el și a terminat săptămâna primind încă un inel de la doamna Loredana. Din câte înțeleg, acel inel are în jur de 3 grame și 14 carate. Doamna Eleonora spunea că are 64 de diamante. Au fost foarte fericiți în această seară. Dani a organizat și el o surpriză în casa băieților. L-au ajutat cei care erau în casa băieților în acel moment. S-a bucurat Diana și de acea surpriză. Era foarte interesant amenajat. Aveau niște proiectoare de lumini foarte drăguțe. Au avut și acolo cadouri de la susținători. Am văzut că au avut două verighete. Au avut flori, s-au bucurat de fiecare cadou în parte, au ciocnit un pahar de șampanie și au citit scrisorile de la susținători. Au avut o seară foarte frumoasă, le spunem și noi la mulți ani, să fie sănătoși, să fie fericiți, tot ce își doresc ei să se îndeplinească.